Domnul consilier, bună ziua! Sunt dispusă primarului, a spus conturați la ședința ordinară a Romii Apilie. Din verificarea cronicii de prezență rezultă că la ședința de astăzi avem prezenți 11 consilieri locali, absent fiind domnul Spoian Florin. Întârzi 5 minute. Am fost sunat acum. O să vedem. Astfel că ședința este legal constituită. Procesul verbal a fost înmânat tuturor. Dacă este nevoie, îi dau citire. Dacă sunt obiecții asupra lui? L-am studiat și l-am primit. Atunci putem să supunem la vot procesul verbal al ședinței din 29 martie. Cine este pentru? Toată lumea pe. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Am fost invitat la ședința ordinară din 27 aprilie 2022 la 9 în sala de conferință comunitară. Pe ordinea de zi avem 5 proiecte și al 6-le este diverse. Dăm cuvântul domnul primar să prezinte expunerea de motive la proiectul numărul 25. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pe atât? Proiectul de hotărâre numărul 25 privind desemnarea consilierilor locale, vederea formării comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Tamara de Țibacov pentru anul 2021. Propun. Articolul 1. Se desemnează doi consilieri al Comunei Tamara de Țibacov să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al Comunei Tamara de Țibacov. Articolul 2. Hotărârea va fi dusă la îndeplinirea de primarul comunei și Consiliul Local nominalizat la articolul 1, care va avea calitatea de evaluator, potrivit articolul 118 din HG numărul 618/2008. Raportul de evaluare semnat de evaluator nu va fi contrasemnat. Articolul 3. Prezentul hotărârii se comunică primarului, persoanelor nominalizate la articolul 1 și instituția prefectului județului Bacău. Mă rog, dintre dumneavoastră, să alegem doi consilieri pentru și faceți propunere. Pentru doi consilieri. De ce îmi propuneți? Eu îmi propun pe domnul Toma. Așa. Și aici doamna Neagovenița. Cine este pentru domnul Toma ca să participe pentru supărul la vot? Cine este pentru domnul Toma? Dacă îmi permite, doamna Dobrășniță, să adresez o întrebare, doamna secretar. Doamna secretar, am dreptul să vedeți sau nu am dreptul să vedeți când e vorba de o propunere? Aveți dreptul. Cine este pentru domnul Toma? Am pus o pune la vot pentru doamna Neagovenița. Da, s-a votat. Rămâne domnul Toma și doamna Neagă să participe la comisia de evaluare a secretarului comunitar. Dăm cuvântul la proiectul numărul 26. Proiectul de hotărâre numărul 26 privind aprobarea programului de gospodărie a Comunei Tamara de Țibacov pentru anul 2022. Discuții. Dăm cuvântul doamna Neagă. Sunt avizii nefavorabile, nu avizii nefavorabile, eu nu fac cuvântul. Dăm cuvântul doamna Neagă. Datorită faptului că fac parte din comisia juridică, sunt președintele acestei comisii. Noi suntem de acord cu oameni, dar ele, practic, să fie, sunt prea mari, să fie să se înceapă întâi cu
cum să zic eu, niște avertismente și după aceea, dacă lumea nu înțelege și nu înțelege, atunci să trecem la amenzi, dar să fie un cuantum mai mic, pentru că e prea mare. Suntem o comună destul de săracă, nu chiar... Deci de aia am și fost acolo nefavorabil, ca să putem să trecem. Deci noi, noi trebuia să facem niște amendamente, dar nu am avut timp acum să... A fost din scurt ca să trecem toate astea. Dacă se scade așa cuantum, noi atunci suntem de acord. Mă rog să veniți cu propunere. Dacă permite, domnul președinte. Pentru domnul Toma. Cu privire la proiectul 26, noi de cu PNL propunem o scădere cu 80% a cuantumului amenzilor. Pentru că am văzut acolo amenzii, după cum am dezbătut, după cum spune doamna președinte la Comisia Juridică, am dezbătut și, într-adevăr, amenziile sunt foarte mari pentru comuna Damaș. Și nu văd de ce ar trebui să ne axăm pe sancționarea cetățenilor. Și pur și simplu, mai mult pentru informare și oarecum somații. Deci, în concluzie, noi și cu PNL propunem, înainte de supunerea la vot, o scădere a cuantumului amenzilor cu 80%. Domnul Mișcaț, aici ar trebui să introducem și înainte de amenzi, nu știu, un avertisment ceva. Da, am spus. Deci nu este avertismentul, deci întâi avertismentul, pe urmă o amendă, iar cine nu înțelege sau nu vrea să-și facă datoria pe cetățean, urmă o să trecem la amenzi. Bineînțeles să ne reducem, să încercăm să ne reducem. Păi, în cazul ăsta, să punem la voi și nu știu dacă poți să scadă eu așa, dacă veniți, domnule. Referitor la amenzi, noi avem un proiect de hotărâre prin care am cerut și l-am aprobat să montăm niște camere de luat vedere. În punctele chei, unde se duce bolul? În momentul când avem filmare. Omul nu mai vine, pentru că cine, vă dați seama cine se duce cu gunoiul. Dacă eu personal să am, o să plătesc pe o căruță să-l duc. Unul ăla dacă l-ai amendat, e terminat el. Și nu-i la nimeni, dar cine? Și totuși văd, avem proiectul de hotărâre aprobat privind montarea acestor camere. Astea le văd cele mai cele mai eficiente, pentru că în momentul în care ai pus la om, că vede că e filmat, nu se mai duce și să vedeți ce comună curată o să avem. Descurajează asta. Da, cu acel proiect este într-adevăr în derulare. În anul iulie, când o să fie rectificat buget, o să prindem o sumă mai mare, pentru că nu mă așteptam să fie atât de scump. Am două de vizi. Destul de monicel, undeva la 500 și 600 de milioane și eu n-am prins atâta bugetul local. Și la prima rectificare de buget, când am noi, o să obțin acei bani și o să pun camere de la vedere, pentru că și eu sunt pentru curățenia comună. O să supun la vot cine este de acord ca să scădem cu 80% la propunerea lui domnul Toma. Deci forma hotărârii o să fie cu 80% mai mic. 80% mai mic. Dăm votul la proiectul numărul 26. Proiect de hotărâre numărul 27 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comunei Damaș pentru ședința adunării generale a acționarilor asociației Compania Regională de Apă Vaco S.A. din 16.05.2022. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Damaș, în calitate de autoritate administrativă autonomă, deliberată acționării în SECRAP-PESA, acordă mandatul special reprezentantului său legal, domnul primar Matei Andrei Daniel, în adunare generală a acționării SECRAP-PESA, să voteze pentru în adunarea generală ordinară a acționarului, în data de 16.05.2022, la autorarea prevăzută la punctul 1 și la al doilea și 2, la ordine de zi comunicării prin adresa SECRAP-PESA. Mulțumesc.
4.780/11.04.2022. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată de reprezentantul legal al Consiliului Local al Comunei Tamar și în adunarea generală și compartimentului cadastru și agricultură din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tamar și compartimentul regional de apă Bacău S.A., Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Prefectului Bacăului și va fi făcută publică în condițiile legii. Dacă nu se pune la vot, cine este care vor urma să reprezinte cerința? Am votat la unanimitate. Dăm numărul proiectul numărul 27. Proiect de hotărâre numărul 28, privind rectificarea bugetului local al Comunei Tamar de Bacău și actualizarea listei de investiții pentru anul 2022. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Tamar, județul Bacău pe anul 2022, conform anexului 1 la prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă actualizarea listei de investiții pe anul 2022, conform anexului 2 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii, se încredințează compartimentele financiare contabile, impozite de citații, eliberarea autorizațiilor de transport și resurse umane. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarul Comunei Tamar și compartimentul financiar contabil, impozite și taxe, eliberare, autorizație, transport și resurse umane, instituția prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință conform legii. Aici o mică paranteză. Noi avem un proiect pe șanse egale. Am primit suma de 5.900 de lei și vor intra în bugetul local în acest proiect. Vă întreb cine are. Dacă nu este, supunem la vot cine este pentru. S-a votat o modalitate. Proiect de hotărâre numărul 29. Privind luarea la cunoștință a raportului de follow-up numărul 25.218 din data de 4.3.2022, încheiat în urma acțiunii de verificare a modulului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 19 din 15.6.2021, emise de către directorul Camerei de Conturi Județul Bacău, în plenum cu decizia numărul 19/1 din 14.3.2022. Articolul 1. Se aprobă raportul de follow-up de numărul 25.218 din data de 4.3.2022, încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 19 din 15.6.2021, emis de către directorul de Camerei de Conturi Județului Bacău. Articolul 2. Se aprobă prelungirea până la data de 15.6.2022 a termenului pentru ducere la îndeplinirea măsurilor numărul 2. Punct 8 din decizia numărul 19 din 15.6.2021. Articolul 3. Cu îndeplinirea prevederilor, hotărârii se încredințează primarul Comunei Tamar și compartimentul financiar contabil, impozite și taxe, eliberarea autorizației de transport și resurse umane. Articolul 4. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarul Comunei Tamar și compartimentul financiar contabil, impozite și taxe, eliberarea autorizației de transport și resurse umane și instituției prefecturii județului Bacău și va fi adusă la cunoștință. Întrebări cine a discutat în prima proiectă. Dacă nu este, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă? S-a înțeles cineva? 4 abține. Și acum începem la diverse. Cine are ceva spus? Dacă nu, dau la lea la diversa. Trebuie să vizităm subiectul și deci noi, Consiliul Local, funcționăm în 2013 consiliul că suntem, mai trebuie și al 13-a, pe care noi l-am validat nici la ora actuală. Deci trebuie văzut cum trebuie procedat, pentru că am stat prea mult fără să funcționăm corect. Deci, trebuie să ne dăm niște răspunsuri, plus de asta nu avem nici viceprimar și nici și lipsă și un consilier care nu e validat, chiar nu cunoaștem din ce cauze. Vreau și eu, domnul Mișcan, dar chiar am citit raportul
domnului primar, și aici e, cu Consiliul Local Tamaș informat din 13 consilieri, nu din 12. 12 suntem noi, deci se rectificați. El informat din 13 legate. Nu îl avem noi, deci nu trebuie avem. Exact ce spunea doamna. Deci, dar el informat din 13, așa se face. Mar, totul și deci în 13 consilieri, unul e și asta. Da, mulțumesc asta. Mai este cineva? Avem un invitat, domnul Mare. Domnule președinte, aș vrea să vă aduc în atenție legea 52 a transparenței decizionale pentru domnul secretar general să spun că în anul 2021 nu se cunosc procesele verbale a ședințelor din anul 2021 și suntem în aprilie 2022. Asta este o problemă, nu vreau și răspunsul, bineînțeles. Poate nu a avut timp cineva să le scrie acolo, să fie publici, ca să știm, e o poveste, e o istorie a comunei Tamași. Mulțumesc pentru asta. O altă parte, avem proiectul acesta 26, amendarea, depozitare, gunoi. Eu zic că acest proiect are nevoie de o dezbatere publică, de norme de aplicare, trebuie stabilit ce înseamnă gunoi prima dată, este ca să nu ajungem la abuz. Este stabilit în dacă aș citi proiectul. Nu a fost public, deci nu a fost public. Pe pagina, este public pe pagina primăriei. Vă rog să studiați mai bine pagina primăriei. Eu zic că în Comuna Tamaș nu există o platformă din gunoi în care cetățeanul să aibă acces. Păi, dar nici nu mai există. Nu mai fi o platformă de gunoi. Dacă nu este voie, nu trebuie să ne cerem voie. În prima dată trebuie să ne cerem voie ca să discutăm. Eu vorbesc, v-am așteptat toți ca să vorbiți. Deci, într-o comună la țară, vorbim de rural, se produce dejecții, gunoi, tot felul de minuni. Nu există că nu mai este voie. Există forme prin care putem accesa fonduri europene, suntem o instituție, vorbim de UAT Tamaș, nu? Deci trebuie să montăm și noi, să avem un gunoi, să facem o platformă, să vedem cum reîntoarcem gunoiul în natură. Deci așteptăm de la factori ca dumneavoastră care v-ați luat angajamentul și ați jurat pe lege și pe Constituție și pe alea și pe alea, ca să... Comuna asta așteaptă un loc. Deci știți că este afectat stratul freatic. Știți bine care este situația mondială cu privire la calitatea apei. Dacă dumneavoastră nu ați citit și nu ați studiat toate astea, sunt date clare. Oricine are voie să ducă gunoiul la bucata lui acolo pentru ca să-l folosească, așa? Deci nu trebuie acum să veniți dumneavoastră și ne dați tot felul de explicații. Nu citim din aceleași legi și nu citim. Doamna consilier, stați așa un pic. Vreau să vă informez să sunteți departe de realitate. Ești dumneata departe, ești aproape dumneata. Nu vin aici ca să vorbesc în numele meu personal. În numele cui vrei să vorbești? Păi dacă erai în numele personal, trebuia să fii ales aici a consilier local. Că ai candidat an la an și niciodată nu... Doamna consilier, vă rog să înțelegeți... Nu ați venit cu voie. Deci, exact, am intrat într-un dialog. Mă rog, mai departe și mai aveți de spus. În condițiile în care sunt tensiuni de acest gen, discuțiile sunt de prisos pentru că un loc să fim constructivi, un loc să dorim binele cetățeanului, cetățeanul stă într-un colț, vedeți, dumneavoastră, limitat și cavalerii mesei rotunde pun amenzi. Da, așa stă peste tot, nu numai la mine. Deci vă dați seama, deci e un gest de inferioritate față de cetățean. Dacă într-o comună ca asta, unde sunt este profetării prea mult, omul ar dori să vină la ședință aici, imaginați că unde l-ați ținut. Eu vorbesc într-un colț. Iar dumneavoastră trebuie să înțelegeți că la capătul bucății, așa cum este mentalitatea de astăzi, nu e voie să ducem gunoiul. Toată lumea și-ar dori reîntoarcerea gunoiului în solă și la... Dar aceasta trebuie făcută în anumite condiții, nu așa. Păi, mă referi la gunoi de ceva. Suntem în anul 2022. Avem în fiecare joi unde dăm gunoi. Dumneavoastră aveți mai mult teren, probabil, și aveți unde să-l duceți. Toată lumea are unde să-l duceți. Sunt oameni care vor să-și deschidă o afacere cu păsări, cu vite, cu băi, și nu are pământ. Nu mai sunt animale cu
comuna ta. Domnul președinte, mulțumesc. Dacă dumneavoastră asta concret, considerați că nu este concret. Domnul când mai veniți la vino cu lucruri concrete. Mulțumesc! Vino cu lucruri. Dacă vin, mai ai promit. Așa, mă, nu fel, scuze-mă, adică papagal. Scuze de cât cuvântul. Mulțumesc pentru apreciere de dumneavoastră. Deci, mulțumesc, domnul președinte. Ideea e că nu trebuie să insultăm pe nimeni, că nu suntem prepotenți, nu suntem noi voi cu pământului și să jignim în stânga și în dreapta. Ideea e, ca să mă rezum la subiect, se face o confuzie, observ, între gunoi, gunoi menajer, gunoi casnic și gunoi rezultat din exploatarea animalelor. Deci, doamna Lăniță a evocat foarte bine că una e gunoiul menajer, acela pe care trebuie să-l depunem în cele trei mâncaine, așa cum este stabilit prin hotărâre Consiliului Local. Deci, cu privire la gunoi, într-adevăr, trebuie să fim foarte atenți și foarte reticenți. Din acest motiv, mulțumesc Consiliului Local că au fost de acord să scădem cuantumul amenzilor cu privire la cei care ar încălca hotărârea Consiliului Local. În concluzie, este foarte bine implementat. Într-adevăr, nu e de voie să punem gunoi. Nu, nimeni nu ți aprobă o locație pe raza unei comune să depozităm gunoaie. Gunoaie în sensul pe care l-am evocat. Una e acela menajer, suntem obligați prin lege să-l punem în pupele respective și una e gunoaie acela care poate fi măraniță, care poate fi, eu știu, ceea ce rezultă din creșterea animalelor. Acela merge, după cum a spus doamna Neagu, merge pentru a fertiliza terenul pe care îl are fiecare cetățean. Așa și este proiect. Ce este proiectul? Dăm cuvântul doamna secretară. Eu vreau să vă comunic două chestii. S-a făcut recurs în dosarul 2320/110/2021 și 2320/110/2021/A1. Și o să vă numesc la fiecare în parte comunicarea, adresa ce a comunicat instanța ca să luați la cunoștință ce s-a comunicat. Dacă mai sunt probleme, de plac ședința închisă. Domnul Marcic, și ceva? Domnul Parmari sau comunii Tamaș, dacă veniți, vă rog să veniți, doar că veniți cu propuneri, nu începe amendament, ci veniți cu propuneri, cu proiecte de hotărâre pentru a crea, a dezvolta comuna, nu pentru a comenta proiectele de hotărâre pe care noi ne chemăm să le dezbatem și să le formăm și să fie bine pentru comunitate. Vreau să vă spun și la întrebarea cu gunoiul. Noi avem un contract și plătim anual, fiecare cetățean plătește anual gunoiul, se ia în fiecare joi și odată pe lună, când ne fixează soma, se ia plasticul și în fiecare joi se ia menajerul. De ce să ducem în câmp? De ce să ducem în gheară? Iar compostul e normal să stea în marginea bucății până e bun de folosință. Iar la demolări și la demolări, suntem obligați, când demolăm o casă, să avem un contract de demolare pentru cu o firmă de ridicare a deșeului pentru demolări. Domnul președinte, după închiderea ședinței, după închidere, două cuvinte vreau să mă știu. Spuneți acum la direcție. Păi nu, mai acum, acum dar vreau. Acum, dacă consilieră spunea la început că nu a avut dreptul să vorbim. Nu s-a ridicat într-adevăr. Mie nu-mi place să intervin în discuție de dumneavoastră, respect instituția Consiliului Local. Mă bucur foarte mult și mulțumesc, în primul rând, domnului primar pentru transparență. Vreau să vă spun, vă spunem aici în mod deschis. Insistența de a filma ședințele Consiliului Local au fost din partea televiziunii. Noi filmăm în 67 din UAT-uri, nu avem un partid politic, noi suntem presă, de aceea consider că, în toate mijloacele, cetățenii trebuie să aibă acces la ședințe. Dânsul spunea că da, câștigăm noi bani de pe YouTube. Noi încercăm prin toate metodele ca
oamenii să afle și să vadă ședințele. Astăzi am difuzat pe pagina de internet a primăriei, deci în toată deschiderea noi o să venim și cu un DVD care să rămână la arhiva primăriei pe baza unui proces verbal, deci respectăm tocmai lucrurile. De aceea să nu vă faceți griji că nu câștigăm bani de pe urma arbitrului ăsta, care s-ați o secundă că a spus că sunteți disciplinat, așteptați. Deci, ideea este următoarea. Noi nu intervenim în consiliul local, iar un consilier local nu poate interveni în activitatea unei firme independente. De aceea, domnul consilier, eu nu v-am spus ce trebuie să discutați în ședința de consiliu local. Așa nici dumneavoastră nu trebuie să spuneți ce trebuie să fac eu. Cunosc foarte bine legile, știu foarte bine ceea ce fac. Vreau să vă spun că greșiți și vă spun de ce greșiți. Dacă 67 de primării difuzează și pe YouTube, pentru că unii n-au cont de Facebook, atunci de ce dumneavoastră puteți împotrivă să dăm și pe YouTube? Dacă doriți neapărat să spun consiliul local, spune eu respect, domnule, nu vrem eu, nicio problemă, nu ne deranjează. Dar dacă un om nu are un cont și lucrează în străinătate, și el nu are cont de fel, nu-i trebuie. De ce să nu vadă pe YouTube ședința? Nu ăsta este scopul pentru care noi suntem aici ca oamenii să aibă informația. Și nu numai pe YouTube. Poți găsi și pe grupul exclusiv Tamaș, pe care noi l-am creat în mod special. Deci, încă o dată, domnul consilier, eu vă respect munca și îmi place că sunteți activ și sunteți combativ aici. Dar trebuie să vă gândiți că trebuie să vă respectați musafirii. A stat afară, putea să le vorbiți frumos. Eu n-am spus că vreau neapărat să particip la comisii, deși nu știți legea, și la comisii presa poate stabili să participe cu acordul președintelui de ședință, care poate supune la vot. Domnule, vrem și la comisii să dumneavoastră vă uitați la guvern. Vedeți că nu se întâmplă, da, sunt secrete de stat, acolo nu are acces presa când se ține o comisie, de exemplu, comisia de apărare. Dar în celelalte comisii, domnul consilier, în celelalte comisii ați văzut că se dă o imagine și se filmează. Și în Parlamentul României se filmează. Dar numai când trebuie și în condiții legale. De aceea, eu vă propun un lucru, când vine un musafir la dumneavoastră localitate, nu-l dați afară. Îi vorbiți frumos, domnul consilier. Și eu vă respect, nu sunt supărat pe dumneavoastră, ca să știți, dar vorbiți și cu colegul dumneavoastră de la PNL. Noi nu avem partipriuri. Noi n-am venit aici ca să ținem unul sau cu altul. De-a spus că domnul primar are un mare curaj și vă ajută pe dumneavoastră să vă vedeți la televiziune că sunteți în minoritate aici. De aceea, tot respectul meu și pentru dumneavoastră și pentru toți ceilalți consilieri local, sigur sunteți frustrați că sunteți în minoritate. Data viitoare, luptați mai mult să aveți mai mulți consilieri local. Cu aceasta vă mulțumesc frumos, vă asigur și sunt partenerul dumneavoastră de dialog, dar după ședință. Mulțumesc! Deci eu nu vreau să-i citate, nu ați făcut și sunt de poate ce prânie noi la ea. Nu, n-ați văzut faza de ziua ta la rând.